punctul de pensie va crește în următorii 4 ani, cât ar fi trebuit să crească într-un singur an, se arată în programul de guvernare al PNL. Astfel, actualul guvern propune majorări mici în fiecare an până în 2024, în așa fel încât punctul de pensie să ajungă în 2024 la 1841 de lei, cu toate că în lege punctul de pensie trebuia să crească până la 1875 de lei anul viitor. Ce înseamnă asta, doamnelor și domnilor? Pierderi de sute de lei pe lună pentru fiecare pensionar. De exemplu, un pensionar care are acum 0,7 puncte de pensie și are o pensie de 1008 lei pe lună, va avea anul viitor o pensie de 1091 de lei pe lună, cu toate că pensia lui, conform legii, trebuia să crească tot anul viitor până la 1312 lei pe lună, conform calculelor Antena 3, ceea ce înseamnă că pensionarul pierde anul viitor 221 de lei pe lună. Categoric nu suntem mulțumiți, pentru că creșterile prețurilor la produsele de strictă necesitate vor fi sigur mari și asta ne va depăși fără discuție pe majoritatea, nu pe cei cu pensii foarte mari. Dar pe majoritatea ne va depăși și vom face un efort sau ne vor cere niște sacrificii foarte mari. Niște sacrificii care pentru foarte mulți înseamnă reducerea posibilităților de tratamente medicale. La vârsta noastră e greu să aștepți. Încă nu știi ce vine mâine sau peste o lună și contează foarte mult prezentul.